Pentru a înlocui acest bec, trebuie să desfaci acest capac din spatele farului. Trage ușor de mufă și deconectează-o. Eliberează această siguranță de sârma becului și scoate becul din far. Ea este prinsă în partea de sus a farului. Becul este de tip H4 cu dublu filament, adică ai un singur bec pentru ambele faze, fază lungă și fază scurtă. Când montezi becul, trebuie să ții cont să-l pui cu aceste două ghidaje în partea de jos a farului. Agață și blochează siguranța peste bec. Reconectează mufa. Acum poți pune capacul la loc. Mulțumesc pentru vizionare! Pentru orice nelămuriri îmi poți lăsa un comentariu, iar eu o să încerc să vă răspund tuturor.